Bună, eu sunt Valentina. Astăzi vom reacționa la TikTok-urile youtuberilor. Am ales eu câțiva și am ales de la fiecare câte 2-3 filmulețe pentru a reacționa la ele. Bun, vreau să stabilim încă de la început. Sunt machiată atât de strident pentru că voi merge la o petrecere după ce filmez acest clip. Sunt pe grabă, sper să iasă bine. Nu vă pierdeți timpul de pomană comentând: vai, Valentina, ești prea machiată și așa mai departe. Oricum, nu mă interesează, e strict părerea voastră, eu o să fac tot ca mine, așa că nu. Înainte de toate, v-aș ruga să dați un like acestui video, să vă abonați, bineînțeles, dacă nu ați făcut-o deja, să apăsați acolo pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez. Știu că YouTube-ul nu trimite notificări, nu înțeleg ce naiba are. Urmăriți-mă pe Instagram, acolo anunț de fiecare dată când postez și ce fac și așa mai departe. Deci, sunt foarte, foarte activă pe Instagram, în fiecare zi postez. Puteți să-mi dați și un share pe Facebook pentru că mă ajută foarte, foarte mult și mă motivează. Gata cu vorbăria, haide să trecem la TikTok-urile noastre. Prima este Andra Gogan. O să stau un pic cam așa, să pot să pun clipul aici. Când ești cu un cuplu, mai luăm un filmuleț toate la el. Bun. It all started when my mom met my dad and they fell in love and they had me. Hi, I'm Ryan. And my life, it's kind of crazy. Ce tare! Chiar îmi place! E super mișto ăsta! E super, super mișto! Următoarele sunt frații Munteanu. Doamne, dacă melodia asta ar fi varianta populară! Moonlight, parcă se numea. Doamne. Nu cred! Bă, cred că la început cu toții ne-am gândit la altceva. Oricum, e super tare. Chiar e super tare. Ce tare! Don't touch my phone, babe! Următoarea este Irina. Cum se numește, mami? Extra change. Extra change. Extra change, da. Adică schimb valuta. Îmi place foarte mult de mama Irinei, este tare amuzantă și are așa ceva al ei, nu știu. Îmi place tare, tare mult de ea. I have many faces. Cute. Ai, Doamne! Ce sexy! Atunci când filmez și sunt întreruptă, urăsc, efectiv, nu suport. În fine, hai să trecem mai departe. Sexy Irina noastră. Următoarea este mai... și eu TikTok-ul acesta și mă așteptam gen să apară varianta sexy după, dar văd că ea a făcut total altfel, dar e mișto ideea, chiar e mișto. Ok, guys, here's a challenge that only girls can do. You're gonna take both of your arms, cross them over, grab your hands, twist, put one elbow over the other, and slide your head through. Guys, can't
Nu cred că aș putea să fac chestia asta. E tare drăguț cățelușul. Bișu, biju, biju, ceva de genul parcă îl cheamă. Următoarea, Mimi. Vedeți, despre asta vorbeam. Așteptam la acest challenge să apară varianta de casă și varianta de oraș, ceva de genul. Foarte frumoasă și Mimi, chiar mi-e dragă tare. Foarte tare, foarte tare, chiar. Asta da, o variantă originală. Pura pua lune, aveau casă doi pitici. Vine cu păza și spune: fără număr, fără număr. Următoarea este Iuliana. Nu cred că aș putea să fac chestia asta cu toate pentru mine e ceva pa, karate. E tare frumos și că e un copil foarte talentat și foarte frumos. V-am spus, chiar are niște trăsături foarte, foarte frumoase. Săraca Ana, nu știa ce se întâmplă. Părea și somnoroasă. Oh, atât? Cam puține. Hai să ne mai uităm la ceva, dar nu știu la ce. Bun, îl avem aici și pe Shelly. Cuic, dă și mie, te rog, o felie de pizza. Veni, ultima felie, dacă vrei să dau fă o piesă, nu știu. Dă-mi o felie, că vreau să mănânc. Aș face orice pentru ea ce să spun. Uite pe cioară ea cea ca cu sos. Dă-mi o felie, hai te rog frumos. Haideți să îl mai luăm pe acesta de la Shelly. Ci! Ci! Double O! Double O! Ci! Ci! El! El! I! I! Gogel! Gogel! Ci! Ce tare! Ce, mame, te-ai trezit? Te-ai trezit, iubitul lui Momo! S-a trezit iubitul! Iubitul morocănos s-a trezit! Ce faci, iubitul meu? Iubitul meu! Ce avem noi aici? Una bucată pisică drăguță. Iubitul lui mame. A adormit. Iubicielul lui mame. Hai că lumina asta e prea multă pentru tine. Haide, haide. Iubitul. Bun, cam atât cu acest video. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, să strângem 10.000 de like-uri, știu că putem. Și dacă doriți să mai fac și alte videouri în care să reacționez, puteți să-mi scrieți în comentarii. Eu o să țin cont de părerea voastră. Urmăriți-mă și pe TikTok, o să vă las pe aici, pe undeva, contul meu de TikTok. Pentru cei care mă urmăriți pe Instagram, știți că v-am făcut o ofertă la 10.000 de urmăritori pe TikTok. Am spus că voi posta primul clip. Așa că oferta încă e valabilă, nu știu cât o să mai fie valabilă, dar momentan încă este valabilă. Dacă doriți să mă vedeți în filmulețe pe TikTok, puteți să-mi dați acolo follow, o să ne strângem mai repede 10.000 și voi posta și acolo destul de des. Promit. Dar doar dacă facem 10.000. Până atunci, nu postez. Bun. Eu vă pup și ne vedem data viitoare.